M-am revenit în direct reclama precedentă, e special pentru mine, făcută ca să-mi amintească mereu că viața e stupidă, e tristă și câteodată atât de rece și de lipsită de senzualitate încât te și miri de ce ne batem atât de mult cu toate și cu tot ca să putem trăi un an, 2, 3, 10 față de ceea ce ne-am propus cândva. Da, unii dintre noi au tricolorul tatuat pe inimă, evident că este o metaforă, iar alții probabil și l-ar folosi să șteargă pe jos petele de cafea sau de mizerie. Deci a murit în noi patriotismul generațiilor care s-au dus, de ce e atât de desuet, de ce le-am dus într-un derizor atât de bășcălios și stupid, de ce e o virtute să dinamităm și să persiflăm și eventual să aruncăm la groapa de gunoi orice mit sacru sau orice fel de formă în care noi ne-am păstrat și ne-am conservat ca neam și aproape că este o rușine să spui că mai iubești altceva în afară de lucrurile inutile. În primul rând de obiecte. În sensul acesta, evident că vorbim de ciocnirea dintre generații sau conflictul acesta surd, aspru, adânc și câteodată extrem de gălăgios dintre generații, domnule inginer Vasile Mustea. Revin cu întrebarea mea retorică, generațiile unde se duc atunci când se duc în zare și nu mai privesc în urmă nici măcar cu mânie? Ați văzut de mai multe ori cum se duce laptele pe foc? Da, de multe ori. Și mi-e așa de ciudă, știu. Niciodată laptele nu știu unde ajunge spuma. Da. Ajunge pe aragaz, pe sobă, pe ceaun, cum era mai de mult. Așa se duc și anuși. Se duc să-și câștige o bucată de pâine. Își strică, își dezordonează familie, în primul rând. Ei, ca oameni, își schimbă, deși care se duc ca tehnică, să înveți ceva, să facă. Sigur că avem copii care aduc atâta aur. Noi avem medale de aur. Și la propriu și la figurat. Da. Aduse de copiii noștri prin diverse acțiuni. Fizică, matematică, sporte. La multe materii, multe discipline. La multe... Dar distrugerea aceasta de undeva este planificată. Să se ducă să nu rămână. Dacă ați spus mai înainte la Vatra Dornii. La Vatra Dornii... Da, am spus că în Suceava sunt 180 de milioane. Scuze, 180.000 de pensionari. Da. Cum e bazinul Dornilor în momentul de față? E diferit oarecum pentru că ești, vrei, nu vrei, și o zonă turistică față de Moldova, aceea care este la extreme, bătrâni și copii? Da, aveți dreptate, dar vă spun, e împărțit acum în două, în mare, așa. Elevi, da. Așa. Noi nu avem facultăți acolo, elevi și oameni în vârstă. Vlaga dornenilor sau vitalitatea, forța, dinamica pe termen mai lung. 25 și 50 de ani, majoritatea, ca să nu spun foarte mulți, majoritatea sunt duși în export, vorba uneia. Deci au plecat din țară, au plecat în exil, au plecat, nu au văzut cu ochii. Asta datorită că nu au avut, li s-au vândut fabricile de sub nas. Eu sunt foarte mult la lucrul ăsta. Că n-au viitor aici. Văd că dumneavoastră am văzut, domnul profesor, în viața mea câteva întreprinderi de astea model, printre care Aru, Câmpul Lung, fabrica, uzina asta mare de carne, prelucrarea cărnii, Comtimul de la Timișoara, uzina de țări de la Iași, de la Roman. Așa. A rămas uimit, n-am crezut că e în țara românească. Atunci când le-ați văzut. Da, când le-am văzut. Pentru că acum sunt cenușa. Ca să facă abatorul, mi-a tot trebuit, ba inox, ba una, ba alta, și trebuia să mănânc personal după aceste lucruri deosebite, cum erau atunci. Faianță, nu mai spun, la Cluj. Păi n-am putut să cred că din cantină toată mărginită cu inox, unde serveau masa 700 de oameni, 4 feluri de mâncare, am găsit o sală fără geamuri, fără nimic înăuntru, tot spart. Ba, într-un loc mai era o secție care nu mai era deloc și era făcut ceva pentru copii. Bine că l-au făcut pentru copii, dar nu desfaci o fabrică, nu desfaci nădejdea tinerilor și a copilului. Oamenii ăștia nu au rămas, nu să înțeleagă speranță. Nădejde. Nădejdea este temelie care are de sub o fundație. Speranța este de la... Da, și fundația poate să fie pe altă fundație, de asta am vorbit, da, de generații. Pe o fundație, pe altă fundație, așa cum sunt bisericile vechi. Da. Construite de la 1200-1300 încoace pe aceeași fundație, dar construite altfel.
Și atunci, sigur că profită. Îi dă câteva sute de euro în străinătate, ăia profită și câștigă. Ba mai au și secții în țară care mai lucrează și duc profitul pe de ascuns, descoperit acum, că nu degeaba au spus primul ministru, chiar îmi place omul ăsta, că el nu folosește cardul. Nu ne mai gândim noi că primul ministru nu are card. Nu. Da, odată o atenție, zice, băi, stați un pic, că voi luați tot beneficiul, lăsați la alții merg cu minus și supraviețuiți. Îl admirați, îl găsiți un om curajos, un om altfel? Da, deocamdată eu îl găsesc cu un prim-ministru care îmi place. Adică nu-i doar un lacheu, nu? Bun. Nu-i doar un executant. Nu-i prim-ministru așa cum mi-aș dori eu. O mână așa de fier. O mână de fier. Deci de fier. Un nostalgic al dictat. Despot luminat? Nu, nu mă înțeles greșit. Un om e greu și de făcut acum. Câți partidele astea se rodă între ele, chiar dacă faci ceva bun, vine celălalt. Este un partid prin Parlament care, indiferent cine ce face, el lui nu-i place. Păi da, altul mama nu mai face. Ca să fie clar. Însă nu așa se pune problema. Problema se pune să fie o mână de fer, să se poată fac, acum să fac parcă legile justiției și după ce se vor da legile justiției, să nu mai fie oameni condamnați să se ție câteva luni sau câțiva ani prin pușcării, prin drept. Că presupune... Sunt cazuri, dar noi avem profesor, nevoie de justiție adevărată. Când ai luat libertate și ai mânjit familia, s-a vorbit un judecător la o televiziune, domnule, că au rămas copiii și l-întrebau tată ce ai făcut. Da, este foarte adevărat. Sunt drame uriașe, uluitoare. Sunt drame care s-a pătranșei, e un destin, nu se mai e o casă, e 100 de mii de lei din bancă, sau nu știu ce. Asta e cu totul altceva. Dacă ne schimba destinul, tu... Prețul libertății și prețul unei vieți, destinului sau carierei sau evoluției destinului un om nu există, nu poate fi cuantificat. Aveți perfectă dreptate. Adică e neprețuit în sensul că e prea valoros ca să-l poți prețui aici pe pământ. Așa este, dar e păcat că sunt oameni care au o virgulă de la un pix. Așa. Nici nu știe bine să-i scălească. Scălește așa, iurea, 7 ani. La uite, am o prietenă avocată la Iași care astăzi mi-a scris, apropo de chestiunea asta și mi-ați amintit, ea e avocată și în dosarul unei cauze ei pentru care plăta, erau introduse niște, din astea, cum se cheamă, expertize tehnice de la alt dosar. N-avea nicio treabă una cu alta. Atenție! Deci, în cauza lui Ionescu era introdusă o expertiză de la cauza lui Georgescu din Giurgiu. Nu știu cum a ajuns în dosar. Ia ca avocat, este domnul judecător, ascultați-mă un pic. Aici e o vorbă de eroare materială, fizică, cum vreți. Deci expertiza asta nu e de la noi, e de la altceva. Și chiar spus de 10 ori, nici n-a băgat-o în seamă, din contra au apostrofat-o și a rămas în pronunțare. Cum poți să rămâi în pronunțare să judeci pe Vasile Mustea când acolo era o expertiză despre Vasile Șerșel din Giurgiu? Da, și să vă spun ceva. Cu alte cuvinte. Eu chiar am avut, dacă ați deschis subiectul, procese foarte grele în județ. M-am judecat, majoritatea nu aveam bani și m-am judecat fără avocat. Greșeală mare. Atât am putut, atât am făcut. Dar sunt judecători de mare cinste, nu tot îi băgăm într-o groapă. Sunt judecători de mare cinste, de mare probitate, așa, care mi-au făcut, practic, unui copil înnăcăjit, îmblam și eu prin scările tribunalului, eu le-au făcut dreptate. Dar dacă ar fi toată lumea mânjită pentru nu oamenii există. Nu putem generaliza, e un mare pericol și e o mare și o greșeală chiar foarte mare, adică chiar cred că ar fi un act de cruzime și generalizăm, nici o vrea să nu trebuie generalizat. Absolut. Și mai ales în nicio activitate. Ați vorbit dumneavoastră, am mai vorbit în seara aceasta puțin că am văzut și de ajutoare sociale și cum și de pensii și de numărul pensionarilor și de popularea bazinului Dornelor. Ce ar trebui, domnule, acestui bazin atât de, cum să spun eu, de regenerativ, dacă aș putea spune, să renască, să se dezvolte? Nu, poate n-a murit de tot, poate e în agonie, poate e la, cum se cheamă aia, cu perfuzia în jugulară, cum se cheamă, când recuperezi un om bolnav, e ținut la aparat, în fine, îmi scap acum. Ce ar trebui, domnule? Vă spun pentru ce lupt eu. La terapie intensivă, scuzați-mă, nu m-am amintit. Ca să nu năcărjesc pe nimeni. Dacă aș spune ce au spus ajunctul Napoleon, că ar trebui gaz metan, gaz metan, gaz metan, e prea puțin. Ar trebui gazul metan,
ar trebui ceva făcute locuri de muncă, absolut niște fabricuțe și ceva. Deci ar trebui motivată zona. Ar trebui, da, adică și prin motivarea populației nu o faci decât prin activitate economică serioasă și de durată. Și copiii și copiii să-și capete nădejde că de când mă duc acolo. Și în afară de asta, noi ținem foarte mult la un simbol care îl avem de 120 de ani, la cazinoul orașului, să-l vedem refăcut. Dar ce a mai făcut biserica cu el? Biserica, vorbesc generic, adică parcă, cei din... Nu știu exact să vă spun, dar parcă l-au predat, parcă o pierdut la proces. Nu știu. Procesul, dar biserica, el a fost donat bisericii. Dacă l-au predat de bunăvoie să-l... Mie îmi place să povestesc și știu. Bun, am înțeles. Da, deci, repetăm, gaz metan. Gaz metan, locuri de muncă. N-au fost toate îngenunchiate, nu decapitate. Nu, locul aia, acum oamenii sunt stabili, pe păduri, au acte, au tătă reclă, nu se mai poate face mare minune. Da. Dar locuri de muncă, fabrici, deci, și gaz metan. Trebuie viitor. Da. Deci trebuie plantat viitor acolo. Da. Gazul trebuie metan. Motivație. Foarte repede și locuri de muncă. Iar locurile de muncă se pot face și foarte ușor cu gazul metan. Evident, gazul metan generează altfel activitate, țășurează mult. Sintagma aceasta, ape minerale, că bazinul Donilor poate rezista doar cu turism și ape minerale, poate fi adevărată, poate fi consolidată? Dacă s-ar mai naște odată unul din cei mai frumoși poeți, Creangă, da. Da? Da, astea-s povești. Aș ce spunea Creangă? Și că eu sunt prost dacă mă uit în jurul meu prin curaj. Da, n-am eu recunosc că e prost. N-am vrut să spun așa, dar sunt povești. Sigur că se poate, dar domnule, noi suntem un popor sau o populație din Vatra Dolnei. Nu sunt niște oameni umiliți care, vai de mine, mă duc să duc un kil de lapte și să închiriez o cameră ca să trăiesc. Da, deci nu numai cu turismul. Să ai o substanță în tine, o valoare, desfolți, da, familie, băieți, și facem ceva, nu? Am făcut un reportaj despre turism în Vatra Dolnei, am luat toate pensiunile la rând și toate hotelurile și e dezastru totuși. Nu, să știți că Vatra Dolnei a progresat și primarul ăsta, bă, că a asfaltat aproape toate străzile și pensiunile au început să crească, mai ales vara asta au fost un număr mai mare de turiști. Se apropie iarna, tot cu centrala aia vă încălziți? Făcută de danezi în 95. Până vine gazul metan tot cu aia. Dar, bă, că-și duc lemne, au gospodăreală, nu se plânge lumea. Am aproape toți prietenii mei care mai merg la cafea, sunt la bloc. Cât e un metru cub de lemn? Cât costă? Cam 2,5 milioane. Metru cub sau ster? Nu, metru cub. Deci 10 metri, deci cel puțin 40 de milioane trebuie ca să supraviețuiești iarna într-o gospodărie cu două camere. A, cu două camere, hai să zicem că mai scap și cu 25 de milioane. Da, cu 10 metri cub, nu? Da. Nu, păi da, tăiat, aranjat, la, încă ceva milioane. Cu 30, haideți să fiți mai generos. Domnul profesor, nu ați face ca la nuntă, pe vin și nuntajul. Da, trebuie tăiat, nu-l puneți așa pe foc. Da, păi mai trebuie acolo câteva beri, câteva... Dar ar fi o aripă, turismul, aripă, adică să nu numai ei. Adică am distrus tot și hai să ne mai... Apa izvorăște, turistul vine că e natura umană să circule, să vadă și aripa turismului în Vatra Dolnei și în zona Dolnilor rămâne și va fi viitorul acestui, indiferent ce se va face. Pe lângă asta... Pe lângă celelalte. Da. Asta să dea consistență și corpulență și turismul să consolideze. Vatra Dolnei este cunoscut de cel puțin 200 de ani, să nu mai spun, în timpul austriecilor, când au făcut și stațiunea balneară acolo, s-au ales praful de asta altceva, dar este cunoscut și vin oameni pentru aerul de la Vatra Dolnei, pentru zonă, pentru frumusețe, pentru ospitalitatea oamenilor din zona din munte. Păi nu, da, mă mai spun, este cei care mai găsește pe casă. De la Dorna Candreni, la Păia Năstampi, de acolo, mai mare drag au fost la câteva serbări de-a lor, care își serbează în fiecare an. Simte turismul... Și în bazinul Dornilor sunt și destoinici, primari destoinici și gospodari. Acum, la Șarul Dornii, cum? Niște bani sunt eu, mai văd ce scriu colegii mei prin peste și mă sperii și am și văzut numai ce scriu. Și ce filmează și cum fac. Toate comunile, nu, poate că chiar îmi pare rău că am spus numai câțiva. Toate comunile au oameni destoinici acum la conducere. Nu este acum un caz, bă, uite, ăsta e de râsul lumii. Nu. Sunt oameni, bine, cu posibilități mai mici sau mai mari economice, asta e altceva.
Sintagma, dacă nu conceptul, poate e prea pretențios spus, sintagma, harta geografică a ortodoxiei, pentru dumneavoastră sună cumva. Vă rog să o decriptați ca să înțeleg și eu. Am deschis-o de multe ori așa și pe la guvernanță, alții au înțeles, nu dau un nume că e un politician care mai este mai contrazis, dar au înțeles. Relațiile, dacă noi ne-o lăsat Dumnezeu, aici unde suntem, paralela asta de 46 de grade care trece prin mijlocul țării. Așa, și suntem în zona geografică între Belgrad și Moscova, între Moscova și Atena și Cernăuț. Noi nu ne putem să intre la bine la oameni din cap, muta în Canada sau nu știu unde, sau în sudul Spaniei. Noi rămânem aici pe veci veci. Și așa spus de ce bal? O palmă de pământ. Dacă rămâne, nu clintim din ea și murim până la 1. Ei, atunci nu poți da un cu 2000 de ani în urmă să-i legi vorbele de șarte. La Termopile, da? Da. Trebuie, într-adevăr, păstrat și dus mai departe această tradiție și avut grijă de avuția acestui neam și a poporului român și copil. Și v-ați vrea să spuneți că pe harta aceasta geografică a ortodoxiei doar prin credință poți rezista? Sau prin credință? Și prin credință. Dar, domnul profesor, noi am făcut o deschidere foarte bună spre Europa, spre NATO, spre nu știu ce. Bun. Toate sunt în regulă. Dar ne-am îndepărtat de propriu, nu mă creadă cineva filorus sau nu știu ce. Ne-am îndepărtat de zona de... Doamne, dacă, să mă explic altfel. Dacă plec de acasă și mi se întâmplă un acaz, să ia foc ceva, nu? Mă duc la un vecin, dăm o caldare și o hârlez dacă n-am de ajuns. Păi, doamne, noi nu putem la 11.000 de kilometri zbura ca să te duci să te ajuți la o nevoie. Te duci la... Trebuie să te ai bine cu vecinul. Și noi am dezbinat chiar prin ură. N-am făcut bine. La politica externă, îmi pare rău să spun eu treaba asta, dar o spun așa ca simplu om, n-am făcut lucruri bune. Trebuia să ne adunăm, să fim toți la un loc. Și atunci, și importanța Uniunii Europene era mult mai mare. Bă, stai că ăștia prezintă. De exemplu, eu sunt pentru unificare. Când de la a șaptea țară stai la a patra, ne unificăm cu Moldova. Altfel te cântărește. Da, și ca suprafață, și ca număr de populație, da. Și ca influență geopolitică în zonă, sigur, da, altfel. Nu. Altfel se întind frontierele, evident. Că... Și da, și capătul Bucovinei. Dar nu credeți că e un vis prea îndepărtat, unirea, că nu se mai poate întâmpla în următoarele 200 de ani? Eu zic că se întâmplă foarte des, sau, Doamne ferește, să nu avem un acaz la anul, că sunt și mulți dușmani. Când se împlinește 100 de ani, eu zic că se va întâmpla ceva deosebit și cum nu spera nimeni că se dea jos comunismul. Ai, domnul... Oare chiar și cu... În 89, dacă întrebam cineva în august, cade comunismul, spunea cineva, tătă suceava asta, dacă ne plimbam amândoi. Bun, dar lucrurile erau stabilite de bun. Oculta internațională. De undeva nu știam noi, dar ei știau. Acum, ocultă, neocultă, puterea lui Dumnezeu e mai mare. Și eu zic că credința se va aduna. Consider nuanța dumneavoastră introdusă în această sintagma mea ca extraordinar de percutantă, adică nu o consider caducă, depășită și tardivă în același timp. E foarte bine cum ați punctat. Mai sunt 7 minute, zice regia, cred că 6:30. Ce credeți, vă solicit o părere, ce credeți că ar trebui să subliniem, să concentrăm așa să în discuția noastră? Să vorbim, de exemplu, să vă întreb eu, că mă întreb pe toți invitații mei, de ce s-a ajuns aici, că părea didactic și școlăresc, dar de ce ne macină atâta ură și de ce ne macină atâta răutate și de ce oamenii nu mai au răbdare, care știți foarte bine, e o mare virtute, și de ce am devenit dușmanii noștri atât de proprii noștri dușmani, atât de feroce și de cruz. Confuciu spunea că atunci când urăști pe cineva, înseamnă că ești cucerit de acea persoană. Ești învinsul acelei persoane. Vorbe alese, adevărat spunea, dar să vă spun ceva. Îmi pare rău să spun, dar asta e adevărul. Pentru un popor atât de harnic, de priceput, de oameni cu stabilitate, oameni care au luptat în tranșee, nu știu ce, avem și o mică sau mai mare de baradă, să nu-i zic altfel, trădarea. Am trădat și ne-am vândut. Am făcut din ea virtuți? Da, da. Am trădat mulți. O vândut ceva, nu vă puteți închipui. Pe o sticlă de whisky, pe o sticlă de băutură, pe un pachet de chin. S-au distrus destine, au distrus familie, au distrus cariere, au distrus regiuni pentru o cârpă.
Nu mai, da, nu mai spun de unde și cum unii s-au lucrat la nivel înalt. Păi vin din combinatul cu tare, vin din combinatul cu tare. Acolo nu vorbim de natura umană la nivel individual. La omul ăla mic care se târie în universul lui. E dureros. Din cauza trădării, l-am pierdut și pe Mihai Viteazu, din cauza toate trădării. Toate sunt trădări. Trădarea la români, eu am făcut un ciclu de emisiuni la o altă televiziune, trădarea la români o avem de la Decebal încoace. Și da. Decebal a fost trădat tot de un... Gelula, prin așa... Hai să vorbim de la Decebal în sensul că e secolul 1, știți? De la, adică este. După Hristos, dar nu merge mai departe în istorie. Nu, atât. Ajunge. Ajunge. De la, reconciliere națională, credeți că e un termen caduc, e un termen așa strident, e un termen prolet cultist, o reconciliere națională care ne mai poate salva ca neam? De la individ la regiune, de la regiune la altă regiune, după aceea în marea familie europeană? Eu am mare încredere. Chiar acum când suntem așa împinși cu furca de la spate, poate o reconciliere și la nivel de guvern. La nivel de parlament, decât ură și dezbinare, reconcilierea aduce mai multe parale. Adică să ne regăsim identitățile pierdute, că în acest consorțiu, să-i spunem, nu concert european, noi ne-am cam pierdut așa identitatea. Este. Aveți perfect dreptate. E dureros, și spuneți, e dureros, dar... Ar fi astea, cum să spun, redescoperirile acestor valori ne-ar da o șansă să supraviețuim ca neam? E părerea mea, dar eu sunt de acord. Da? Da. Și eu sunt de acord, dar vă întreb în sensul că să vă spuneți un punct de vedere. Dacă ar fi înseamnă... Nu vreau să supăr pe nimeni, dar totdeauna împăcarea, unirea și în familie aduce rezultate. Că unul din familie e dezbinat un pic. Să duce totul. O lumină curată. Da, să duce totul. De acolo pleacă tot rău. Și asupra copiilor, și asupra familiei, și asupra întreprinderii, și asupra țării. Și nu și de la lăcomie. Păi, lăcomia n-are ce să se introducă, că eu e deja un păcat. Vorbim numai la dezbinare. Da. Tocmai de aceea vreau să vă pun adresez următoarea întrebare de la lăcomie. Când oare în România falea asta gigantică dintre bogați, foarte bogați, extrem de bogați, colosal de bogați și cei săraci dezumanizați până la pauperizați și până la dezumanizare va fi în așa fel estompată, încât să avem o pătură mijlocie. Că la noi avem, cum a spus dumneavoastră, bazinul domnilor, avem bătrâni și elevi. În România avem bogați, foarte bogați și așa mai departe și săraci. Pătura mijlociei unde-i? Oare asta va consolida neamul? Dacă se va reduce falea asta gigantică? Nici nu se discute. Eu asta impresionam. Dar să vă spun ceva. Sunt anumite situații în care, vedeți, vorbeam de trădare. Dacă n-ar fi această trădare, țara asta s-ar mișca altfel. Trădarea asta duce ură, în primul rând, între oameni. Așa. Și în afară de asta, ne vindem ce avem mai bun pe nimic. Și este mare păcat. Dumneavoastră știți de Sâncla, ați citit despre el. El spunea că nicio țară nu poate fi cucerită niciodată cu adevărat decât cu complicități din interior. Absolut. Și a spus-o 2000 și ceva de ani înaintea lui Hristos. Vorbă înțeleaptă. Da. Un minut, transmiteți ce doriți dumneavoastră, minutul care ne-a mai rămas, știu eu, vă rog eu pe dumneavoastră, prietenilor, cunoștinților din Vatra Dornei, din zonă, oamenilor care vă cunosc, pentru că sunteți un personaj pitoresc, un personaj deosebit. Sănătate, bucurie, le doresc ceva deosebit, ca, virgulă, copiilor să le aducă bucurie și mulțumire sufletească în casă, atâta celor din Vatra Dornei, din zona Dornilor, din Fălticeni, unde eu am participat acolo, oameni dragi, deosebiți, la domnul Maluș, la Rădăuț, sunt niște oameni deosebiți. În toată Bucovina asta există o unitate și probabil de asta e și mai frumoasă ca loc, sau cum zice, renumită. Adică fiindcă unitatea frumusețea asta... oamenilor a generat și frumusețea locurilor. Adică așa conceptul ăsta e interesant. Așa, este, bine spus. Adică omul frumos face și locurile frumoase. Mi-ați ușurat vorbile, că acum au fost dialogul mai lung și probabil o vârstă mai înaintată, dar asta e adevărul. Locul, omul sfințește locul, iar locul
sfințește și înfrumusețează omul. Dar dacă sunt implicate, dacă sunt implicate pentru a construi ceva bun pentru oameni, și în afară de asta, trebuie să aducem dragoste între oameni, iubire între oameni. Dacă aducem răzbindare... Iarăși mergem nu, la Apostolul Pavel, că acolo unde dragoste nu e, nimic nu e, nu? Da. Sau acolo unde iubire nu e, da, nimic nu e. Așa este. Omul frumos face frumoase și locurile. Omul frumos din omul muntelui, inginerul Vasile Mustea, a pus punct, a generat, să-i spunem, bucuria mea de a fi cu el în această seară. Omul frumos, Vasile Mustea, se va întoarce la muntele lui și în munții lui, iar eu vă spun numai bine, noapte bună. Aceasta a fost emisiunea Să fie într-un ceas miraculos și să ne vedem cu bine. Vă mulțumim!